Bun, refac această parte del filmuleț, pentru că atunci când a trebuit să îl încarce, pentru că nu pot să-l încarc acasă, am probleme cu internetul, au suferit o eroare. O să-l las în același punct de unde a început să funcționeze. Chiar dacă am început să lucrez, o să vă arăt cum se lucrează invers, cum încep invers. Iar acum, după cum vedeți, eu am făcut aici, am numerotat marginile. La această firmă, pânza este tăiată foarte bine, adică avem 3 pătrățele într-o parte, 3 pătrățele într-o parte, 3 pătrățele jos și 3 pătrățele sus. Aici, nu vă uitați, eu mă semnez peste toate problemele. O să vă arăt exact și cum săriți peste în filmuleț. Principalul e ca ce este pe față să iasă și pe spate. Mie nu-mi iese mereu, dar cel puțin încerc. Am făcut, uitați, aici cu pixul marginile. De regulă nu le fac, dar dacă vă este mai ușor, este bine să le faceți, dacă vă ghidează mai ușor. Aici am așezat 1, 2, 3 în cazul meu, dar să fiți foarte atenți ca să le puneți una într-alta. V-am arătat data trecută cum se așează. O să lucrăm acest model, bambus și orchidee, aici codul, dimensiunile și culorile. Ca să vă fie mai ușor, puteți să scrieți pe margine numărul corespondent de aici. Diferența e că eu am scris numărul pătrățelelor de aici și numărul punctelor, pentru că în fiecare pătrățel e un punct, 100 de puncte de fapt. Un fir corespunde a unui punct de aici. Uitați, pătrățelul începe de la firul din alb din interior până la firul alb din interior. Sunt 10 fire de 10 pătrățele. Firul alb, să zicem, este căsuța cu numărul 1, firul alb din al doilea este căsuța cu numărul 10. Între ele sunt cele crem, care sunt de la 2 la 9. Nu știu ce trebuia să vă mai spun, pentru că m-am zăpăcit de tot. Cum încep lucrul? Prima dată. Astea sunt ațele noastre. Vreau să fac fondul. Înainte de toate, aveți nevoie de un pix. Eu am la culoare albastră ca să pot să semnez ce am lucrat. Eu tai, uitați, schemele ca să-mi vină una între alta, ca să-mi fie mai ușor. Lucrez pe culori. Acum, aveți nevoie și de o corfecuță foarte bună. Eu am luat-o tot de la Roboblend. Asta este codul. Sunt foarte mulțumită de ea. Și cred că cam atât, ca să nu lungesc prea tare. Noi o să începem cum am început eu de aici. O să întoarcem. Dar întoarcem și cum se numește, schema. Adică asta este pagina 1, care trebuie să-mi vină aici. Normal. Deci care trebuie să-mi vină aici, pagina 1. Dacă o întorc, întorc și pagina ca să-mi fie mai ușor. Deci este exact invers. Este de exact invers, uitați. Pagina 1 exact cu capul în jos. Îmi cer scuze încă o dată, nu este vina mea. Mi-ar fi plăcut să n-am probleme, dar pentru că filmulețul îl fac pe bucățele, când trebuie să le îmbin, nu mai intră de eroare. Acum, până când mi-o rezolva cu internetul, nu o să mă mai chinui așa. Cum aleg simbolul? Simbolul se află întotdeauna deasupra culorii.
Eu am ales fondul, adică acest galben. Nu este recomandabil să începeți cu fondul dacă este deschis la culoare, dar îmi este mult mai ușor să vă explic cum se începe un gobelen. Prima, vă recomand să începeți un gobelen ușurel, să vedeți cum faceți practică și apoi ușor, ușor și cele mai grele. Dacă vedeți că nu găsiți cap, încercați ușurel cu acu să le desfaceți, deoarece dacă tăiați, e posibil să tăiați capăt mic și să nu aveți ce faceți cu ele. Așa că un pic de răbdare și totul merge, totul este cum trebuie. Eu folosesc de regulă de la 10 la 12 ori desfacața de pe această cartelă de ațe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 să zicem. O tai și observ că am în acest fir alte 6 fire mai micuțe. După cum vedeți, iau unul se pare că la mine nu vrea să vină, îl trag din aceasta, apoi întind firul, că dacă rămâne așa o să mi se înnoade, îl pun deoparte, acesta îl pun în două și îl bag în acă. Vedeți? Îl bag în acă. Acum, partea unde nu este tăiată, o las mai jos, pentru că așa începe. Eu o să încep de la stânga la dreapta. Am să intru în primul fir de jos, deci cum vedeți, 0 și 8, adică încep de aici, 0 și 8, da? Aici este 0 și aici este 8, 80 fiind numărul punctelor, eu am numărat pătrățelele. Ies în partea de sus, de la firul alb și apoi intru în diagonal în partea de jos. Intru pe spate și intru aici. Vedeți? În acest ochi. Laț sau nu știu cum se numește. Și trag. Nu trageți extraordinar de mult, deoarece că după aia nu se vede bine. Apoi, în al doilea este este un fir crem, iar ultimul fir este alb de jos. Cel vertical. Intru în partea de sus și apoi în partea de jos, în diagonală, la același fir. De fapt, trebuie să-mi apară așa, practic, pe pânză, cum am pus eu acum. Ies în al doilea fir, ies în partea de sus, adică de unde am lucrat, am un fir și ies în partea de sus. Apoi, în diagonală în partea de jos. Practic așa. Trebuie. Cum am pe față, trebuie să am și pe spate. În acest mod se vede. Hai să vede și mai bine. Acum, vă las pentru că deja încep celelalte filmulețe. Mergeți până la capăt și apoi o să intre filmulețele mai vechi. Aproape am ajuns la rândul meu, la capătul rândului meu. Ca să fac acest punct de goblen, trebuie am o mișcare circulară așa. Nu știu exact cum să explic. Nu prea sunt bună la d-astea. Imediat ajungem la capăt. Și vă arăt cum săriți la rândul următor. Îmi cer încă o dată scuze că nu mi-a mers, că am pierdut filmulețul, dar până când nu rezolv problemele cu internetul,
Tot așa o să-mi facă. Îmi pare rău pentru că am muncit ieri toată ziulica. Lucrez până în primul fir alb de aici. Apoi, intru în partea de jos a firului alb, de pe rând următor, și apoi, în diagonală, în partea de sus a aceluiași fir, ca să-l acoper. De jos în sus de data aceasta. Deci, prima dată facem mișcarea așa, când mergem de la stânga la dreapta, așa. Iar când plecăm de la dreapta la stânga, este așa. Exact invers. În partea de jos, apoi în partea de sus. Uitați cum iese și pe spate. Aici uitați cum îmi iese. Vreau să vă spun că acum când terminăm rândul acesta până la capăt, intrăm deja în celălalt video, care l-am formulat. Acesta o să-l pun episodul 2, scuze încă o dată. Iar după aceea o să înceapă episodul normal, episodul 3. Sper ca de data aceasta să mi se încarce filmulețul și să nu mai fie probleme. Nu știu cât de mult m-am făcut înțeleasă. Iar aici, cu semnătura mea, la următorul goblen care o să-l lucrez, o să vă arăt cum se face. Îmi cer scuze încă o dată.